sunt Apolodor, cel mai tânăr călător din neamul pinguinilor. Cum? Nu mă cunoașteți? Imposibil! Cântam la cor, eram teribil pe gheața unui recitor, la circ, în Târgul Moșilor. Patinator? Nu, nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făceam și eu cei mai ușor. Cântam la cor, eram tenor și mă iubeau colegii artiști, maestri, dirijori, soliști, grăsuți, curat, atrăgător, în fracul meu strălucitor. Mă adorau pisoiul Tif și ursul Fram, Camila Suzi, ariciul Sam, maestrul Domila Solfa, ca pe o stea de cinema. Dar într-o zi, cuprins de dor, spre deznădejdea tuturor, am spus așa: sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. O, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Și-am plecat ca un resort, am nimerit pe aeroport. M-a dus spre nord, m-a dus în zbor un avion, un bimotor. Și stând picior peste picior, cântam cu glasul de tenor. Dar între timp m-am flăcărat amețitorul aparat și-am sărit. Oh, ce curaj! Cu parașuta în picaj. Acum stăteam la capul nord, adăpostit într-un fiord, fără busolă, fără hartă, cu parașuta mea cea spartă. În larg vuia clocotitor întreg potopul apelor, când deodată un vapor e pescadorul meteor. Ah, nu vă spun ce bucurie, dar mai bine să se știe. Matrozii m-au luat la bord, m-au răsfățat ca pe un mic lord, în timp ce eu cântam de zor spre desfătarea focilor. În zare niciun fir de nor, doar culmile ghețarilor. Apoi nu știu ce vânt cumplit, ce uragan m-a luat pe sus, peste ocean, și ce taifun îngrozitor m-a aruncat ca pe un bolid, de la Alaska la Tunis, tocmai pe țărmul african. Ah, ce căldură tropicală! Eram ca mort de oboseală și întristat să-mi plângi de milă când văd deodată o cămilă care, ce credeți că-mi spune? Că are soră în București și de la ea primise vești. Ai grijă de Apolodor, vestit tenor și călător, semnat iubita soră Suzi, care-ți trimite și perfuzii. Puteți să prinzi spre l-ajuta să meargă unde el va vrea. Deci m-a purtat cămila în spate cu salturi mici și legănate până în Sahara în pustiu, cerându-mi înțelept să fiu și să mă întorc la adăpost. Dar viața mea nu avea rost fără să-i văd pe frații mei. Spre sud am dat de cimpanzei, o grațioasă maimuțică mi-a dăruit 3 portocale și o pungă plină cu migdale. Ba chiar era să mă însor, dar eu nu mai puteam de dor. Și-am plecat în Mozambic, am stat și în India un pic. M-am dus pe urmă în Bangladesh, urmându-mi drumul fără greș. Eram vestit tenor poet când poposisem în Tibet. Ah, aventura-i ca un dar, căci am ajuns milionar! Găsisem pe un teren viran un geamantan de piele fină și un pachet în geamantan pecetluit cu parafină și în pachet un pachetel legat cu funde elegante. În el vreo 40 de diamante! Acum vorbeam la telefon din camera de jucării, aveam vreo 5 cofetării, stăteam pe canapele moi, mâncam betel și ananas, de nu mai ajungeai la nas. Am dus așa vreun an sau doi, dar într-o zi mi-am amintit de frații mei și am plâns. Am zis: adio voi cofetării, saltele moi și jucării, adio, cât și,
Adio, diamante, eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor. Luat apoi din submarin, am devenit navigator. Și iată cum, pe negândite, ajuns în Statele Unite. M-am pomenit că-s cowboy la ferma Taurul Vioi. Aici am prins un pistolar, apoi am dat și din tâlhar. Dar voi, nu credeți că e glumă? Tâlharii m-au trimis pe lună. Dar despre aselenizare și zborul meu cel curajos, mai bine data viitoare vă povestesc. E grandios! Ah, am atâtea să vă spun! Însă acum pornesc la drum! Iii!